Bună ziua, dragi, și bun găsit la întâlnirea cu Proof Online. Iată, ne aflăm din nou la Stupine, ce vă prezint acum e spectacol inedit. Ați mai prins anul trecut așa o chestie. Acum doi ani, când eram cu Mirel. Deși aceste dărăpânături care sunt acum, plafonul acesta căzut al grajdului acesta, din vecinătatea Stupinii, oferă o șansă pentru că acele roiurile care pleacă, dacă eventual se întâmplă să plece, mai rar avem noi ocazia așa, să se acieze undeva într-o zonă pe care ele o știu, o stabilesc, cercetașii din prima fază, urmând ca după aceea ele să plece într-o locație imediat următoare, pe la ora 2-3, când pleacă vitile la câmp, așa se spune în literatura de specialitate, se duc în zona definitivă. De cele mai multe ori, ele se duc în o scorbură, undeva în pădure. Iată ucenicul meu aici, care stă cu prăjina atârnată. Te salut, Fănică. Fănică, este pentru prima dată când particip la așa un spectacol. Un spectacol de o frumusețe rară, da? Noi, mă rog, am venit din nou mai târziu și am văzut albinele care ieșiseră dintr-un stup, habar n-am exact din care au ieșit. Cert este că am văzut că ei se vor localiza și atunci repede am pus mâna pe o ramă și am adus-o ca să putem valorifica, să spun, să putem culege. Să le arătăm prietenilor noștri cum anume să culege un roi, fără efort. Că nu te poți cățăra prin copaci ce mai, dar dacă ai o prăjână de asta și prinzi o ramă l-a luat-o la întâmplare, nu prea avea larve. Dar cel mai bine este cu o ramă cu larve. Da? Este la rama pe care am pregătit-o, a doua ramă. Trebuie să vedem cum o facem, pentru că dacă ai putea să o duci cu o mână sus. Nu poți. E grea, da? E grea, dar nu pot eu. Te întreb dacă nu cumva poți să există riscul să dăm ea asta. Da, și eu... Iei tu camera, că eu sunt mai urs decât tine. Uite ce fac eu. Imediat. Și experiența care o am. Acum, dragilor, voi pune în imediat apropiere o ramă care are larve. Deci asta este punctul de atracție formidabil. Așa că ușor am să desprind rama asta care deja are albină. Hai. Ah. Uite că m-a acoperit albina. Vezi, m-a prins timpul așa până la vreun mijloc, până la mijloc așa. Spuneam ție că nu sunt atât de frământat de faptul că mă vor înțăpa, pentru că, de regulă asta nu înțeapă la vremea asta. De regulă. Iată că s-au așezat și pe mine. Am văzut pe la Discovery varianta în care se întâmplă ca să fii îmbrăcat cu albine. La momentul ăsta de roire, dragilor, se întâmplă așa ceva. Am luat rama asta, care avea foarte puțină larvă, chiar deloc larvă, și acum mai pun albine, momela cea mai puternică. E vorba de o ramă cu larvă. Ei, ele acum, acolo unde aveau să ajungă, erau frământate de creșterea și îngrijirea, să spunem, larvelor. Nu știu dacă este un roi principal. După părerea mea, este un roi secundar ăsta. Adică, ce înseamnă roi secundar? Înseamnă mai multe mărci care se hotără să plece cu un grup de albine, de aceea este dimensiuni mai mic, nu e de așa mare, și urmează ca măcile să facă selecții la halta asta, se va întâmpla chestia asta. La momentul acesta, deci, se face selecție și doar dintre cele care au plecat tinere, una se va fecunda până în clipa asta, iar celelalte vor fi omorâte de albinuțe, se înțelege. Ele vor ști repede care este impericată și care nu. Observăm că albina, o să cercetăm cu atenție, tot o vom filma, dragilor. Iată, cu multă grijă încerc să cobor rama asta, pentru că, după părerea mea, în clipa asta, nu ești indexat ce este înăuntru, în gemul ăsta, cred că este vorba de un el
Dacă nu cumva fănică, s-ar putea să fie chiar nu că e ăla de l-am găsit noi dimineață în altă, ieri dimineață într-o altă zonă, nu? Probabil. L-am pus undeva, unde am crezut noi că într-o roiniță și am zis, băi, poate de acum el o să se convidă că e bine și aici. Plecase dintr-un loc și probabil că nu i-a plăcut nici acolo. De fapt, nu i-am pus deloc largă, dragilor. Nepunându-i largă, deci nepunându-i largă, iată că acum încerc să-i deranjez ca să se lipească de rama mea. Nepunându-i larve, el n-a avut obligație, n-a zis, hai gata, m-a apuc de treaba aici. Și atunci, obiectivul numărul 1 este ca să luăm toată albina, în principal să luăm matca. Pentru că dacă matca rămâne aici, albina va pleca a doua oară. Da? Deci, iată ce fac eu acum, deranjez toată albina care s-a fixat de acolo. De regulă, matca este undeva în mijlocul gemului. S-ar putea să fi urcat pe rama care deja a mai coborât-o un pic. Dar dacă la cercetare nu o găsim, să știi că n-a făcut mare brânză. Deci dacă în momentul în care cercetăm, nu o descoperim, înseamnă că a rămas aici și atunci va pleca a doua oară. A treia oară, a patra oară. Ea își urmează matca. Deci, am făcut aceste nuclee, iar unele dintre ele, dintre nuclee, se declară nemulțumite. Totuși n-am mai înțepat. Asta e avantajul apicultorului. Repet, dacă scapă așa în frigurile roitului, un astfel de roi, se așează pe tine, fără să te înțepe. Este spectaculos. Cum am văzut pe la Discovery, repet, cum anume era acoperit cu albină și te întreba cum se posibil, ce se întâmplă? Nu înțeapă în momentul ăsta. Dovadă că, uitați, acum cade albină pe mine, doar una m-a înțepat. Una care a zis, băi, ce cauți tu aici? Noi aveam alt obiect, altă treabă și tu ești cel care te interpui în programul nostru. Îi dai tot planul peste cap, nu-i corect. Au dreptate. Deci omul ce face? Încearcă să găsească soluții la astfel de probleme, încât, uite, te-ai întrebat dacă rama asta ar cădea pe mine? Ar fi interesant. Sper să nu cadă. Nu cade. Deci, continui să deranjezi albina. O mai rămas puțin albina, să recunoaște. Din cea care ajunsese aici. Nu știu dacă am luat masca, habar nu am. Fănică, dacă ai putea să faci zoom, știi de unde să faci zoom. Da, da. Cu zoom-ul se apropie albina, să te uiți așa, să cercetezi cam care e comportamentul lor acolo. Dacă ei se vânzolesc și caută, e semn că își caută matca. Iar dacă s-au liniștit, înseamnă că matca s-a ridicat de așa, s-a urcat pe una din ramele așa. Și totuși, acolo în colț, sus, sub streașna asta, încă albina stă liniștită. Acum e și pentru faptul că matca a ajuns acolo, a marcat terenul, ele au în nas acum, să spunem, feromonii ei și cred că este acolo. Cu toate că matca s-ar putea să fi fost deja urcată pe ramă. Ce observ eu este următorul lucru, că nu prea mi s-a ridicat multă albină. Acum o să o lipesc pe asta, care are puiet. O să o lipesc de rama asta-laltă și o să mergem să o depunem, pe amândouă să le depunem fănică într-o roiniță și o să uităm roinița aceea ultima care am pus-o noi și despre care eu cred că de fapt îi roiul de acolo, le țin apropiate pentru că sigur
n-aș vrea să le strivesc. Aș vrea să am șansa să le pot duce. El o să fie ușor spre mine, să mă urmărești. Să-mi trebuie niște cumva să faci câteva ca să se produce. Așa avea, doară, iată, ne deplasăm ușor. Este, cred că, spectacolul unic pe care l-ați văzut vreodată. Profumă mai două fel asta. Nu, nimeni, absolut nimeni. Nu există să fac astfel de lucruri. Deci, practic, este un mod practic, concret, de recuperarea unui roi. Și totuși, mănică, de prin zona asta am văzut de când. Da, am impresia că... Știi ce? De la ăla din față. Acela care l-am făcut noi, l-am pus acolo în capul, ți-amintești? Chiar nu mai am. Da. Și eu îți propun acum să mergem ușor, ne uităm dacă în roiul ei se află roiul respectiv sau de acolo a plecat. Iată cum plâng calciuțile. Este semn că ceva nu e în regulă. Ratele prietenilor noștri plâng. Adică au pierdut contactul cu matca. Așa se întâmplă când găsim un nucleu și plângem în felul ăsta. Nu mai stăm pe gânduri, sigur matca nu mai au. Și atunci roiul nu mai are matca și e nevoie să-i băgăm o altă matcă. Deci acesta este plânsul. Deci mai jos plâng tot la fel cum plâng deasupra aici. Da. Da? Peste tot. E bine, o să mergem ușor. Să lăsăm undeva spre margine. Dezemat cele două rame. Nu le mai interesează deloc. Nici măcar nu le interesează dacă au puiet acolo, că au larve. Pe rama aceea au larve. Chiar au larve. Așa. Deci, dragilor, iată ce fac. Cu multă, cu calm, cu grijă, încerc să le așez pe cele două rame într-o poziție încât să rămână stabil. Iar eu, acum, am să mă duc la roilița asta să văd dacă aici ultimul. O ladă cu gândul că dacă va pleacă vreun roi să aibă undeva posibilitatea să retrag aici, deși să umble el brambura, să caute, nu știu ce. Că se întâmplă chestia asta, dragilor. Dacă ai spații deja fixate, atunci roiul când pleacă, se duce la spațiul respectiv. Și noi am discutat așa. Pentru zona asta e bine cât avem aici. Mai punem un... Dar pentru zona cealaltă, vreo 3-4 lacuri de acestea, le faci așa ca, să spunem, poziții. Și uite ce-ți propun eu. Îmi trebuie neapărat să-mi facem zona asta de aici. Că dacă pleacă nucleul de acolo, roiul dacă pleacă din zona asta, să aibă posibilitatea. Să facem aceste 3-4 lacuri cu suportul de sus pe mică și să se poată așeza aici. Ele vor ieși, cerceta și vor analiza și în felul ăsta nu se vor mai duce prin gălăpănăturile astea. Vor avea o șansă în plus și sper eu în felul ăsta să putem controla, să nu pierdem atâta timp să recuperezi un roi dacă ești atent. Tu o să ai o sarcină în plus, să observi aceste lucruri. Ți-am spus de dimineață, pe la ora 10, încep să se întâmplă chestia asta. Iar la ora 3, 2:30-3, pleacă în zona definitiv. Dacă au găsit, dacă nu, rămâși pentru a doua zi. Sunt și situațiile acestea. Deci nu e regulă ca să se întâmple numai așa, ci se întâmplă și alte lucruri. Adică apar și excepții cu alte lucruri. Să vedem acum dacă acolo unde noi am hotărât, unde am vorbit, se află sau nu se află roiul respectiv. Eu așa am văzut, ăsta e pare să fie un roi secundar. Dar plecat dintr-un nucleu. Pentru că, fănică, n-am văzut acolo grupuri de albine făcându-se
și să înceapă să-și omoare. Ia să vedem mai ce s-a aflat. Au rămas aici sau nu au rămas? Ba da, au rămas. M-am păcălit. Înseamnă că plecat în altă parte. Îl cercetăm, vedem dacă matca este. Dacă ea a rămas în poziția asta de aici, este semn că matca e rămas. Deci n-a plecat de aici. El plecase într-o altă, am descoperit de unde plecaseră, în altă poziție. Acum, de ieri începând, el s-a apucat de treabă, a început să crească, că i-am pus și un făgurel de ăsta, da? A început să crească făgurelul, că așa face. Au gușile pline de miere, deci când pleacă un roi, depinde de mărimea lui, îți ia cam 2 kg până la 3 kg de miere. Ele n-au acolo unde ajung nimic. Nici un făgurel, nimic, scorbul răceau, doar un spațiu. Acolo cresc repede făgurei, fac toată povestea. Ei bine, noi l-am găsit pe ăsta pe o creangă, nu? Da. L-am recuperat ieri și am pus eu două rame. O ramă i-am pus-o cu un pic de rezervă de mâncare. N-am avut deloc că să le arătăm și prietenilor noștri. N-am avut deloc că... larve, matca, dragilor, este aici, merită să o vedem, nu este împerecheată, ea a fost unică. Sau e posibil să fie împerecheată, că a avut trântori, să o fie împerecheată, dar durează câteva zile până când s-a apucat de ouat. Dar deocamdată este încă micuță, n-a fost crescută, este clar că îi se face spațiu, este unică, nu are niciun stres, care apare o altă mătcuță. Deci este gata să se apuce de treabă. Aici am avut și câteva, pe rama asta, câteva celule de la matca anterioară care nu gluzionaseră, nu cred că o stresează pe ea treaba asta. Așadar, un pic de miere are. S-a și apucat de treabă, dovadă că pe o foaie, pe o parte a crescut-o. Azi noapte a crescut făgurelul ăsta. Pe partea asta este în creștere, dragilor, da? Deci făgurelul este în creștere, aici nu a pornit. În partea asta e pornit. Așa. Pe partea asta deloc. Iar eu acum ce-i fac? Am întors făgurelul. L-am întors așa fel. Uite, băi, dude-mă. Știi de ce, nu? Era un dud acolo. Așa. Întorc pe partea asta ca să crească și zona de aici. În final, acesta își vede de treabă. Va trebui să stimulăm. Știi cu ce trebuie stimulat acum? Cu miere cristalizată. Cum ți-am arătat că trebuie pus miere cristalizată în hrănitor. Lui nu trebuie să-i dăm sirop. De ce? Pentru că transformarea siropului presupune o uzură. Iar vina asta nu are nevoie să fie uzată, e puțină. De aceea îi vom pune numai miere cristalizată în hrănitor, da? Și îl punem lateral, cum am mai făcut-o de fapt, pentru că nucleile cu un grup mic de albine trebuie respectate, nu trebuie să pierdem, să uzăm vreo albină. Finalul este următorul. Știi că după cât timp va apare o albinuță? Matca nici n-a început să ouă. Și durează 21 de zile, 3 săptămâni. Iar viața unei albinuțe este până la 40 de zile, da? Ei, cum să pierdem noi vreo albinuțe de aici? Trebuie să fim foarte atenți. Ca să aibă demaraj bunișor, înseamnă așa. Venim cu hrană, de asta deja, miere cristalizată, asta este cea mai bună. Și atunci el va avea un demaraj, nu se va auzea deloc albina. Nu va transforma molecula de zahăr în ceea ce înseamnă miere, nu nectar. Când nectar e una, la natural, nu comentăm. Dar, vedeți, dragilor, ne aflăm în perioada cea mai dificilă, în sensul că n-a debutat teiul, salcâmul s-a dus ca vai de el, pentru că a fost o perioadă grea. Dacă nu suntem atenți, cum e cu roiul ăsta, așa se întâmplă cu toate roiurile. Deci trebuie ajutate. Familii trebuie să ajutate. Dacă se întâmplă ca să nu intervii,
atunci, nemai intrând, uite cum stau, te rog să arăți, sunt familii puternice, cu foarte multă albină, dar stau parcă sunt la plajă, n-au nicio treabă, la ce să iesă? Deci nu-i nectar în natură, n-au niciun motiv să iasă albina. Și atunci trebuie intervenit pentru ca să menținem oatul mătcii. N-o facem, deja matca, albina sesizează că nu mai intră nimic pe rampa de zbor și atunci nu mai hrănește matca, nu mai o matca, avem un gol de albină și noi nu vrem asta. Vrem să avem tot timpul, să spunem, un rit de oat cât mai bun am mătcii. Ori asta se întâmplă la Chicules. În Chicules intervenim, dragilor. În goluri se intervine. Asta e legea. Așa că, în momentul de față, punem la loc roiul. Am hotărât, nu-i de aici. Da, nu-i de aici. Chestia asta îmi oferă mie posibilitatea faptul că am pus mărcile la roiță, la etaj, ei bine, sunt șanse să se împerecheze matca, șanse mult mai bune să se împerecheze matca, decât ar fi fost undeva într-un pusă jos și, mă rog, matca s-ar fi iese, dacă avem șanse să nu prindă o pasăre sau ploaia, se întoarce, se mai există un pericol, un moment greu la întoarcere ca ea să se ducă la altă familie și atunci aceea o moară pe loc. Și ăsta mi-a rămas fără matcă. Deci vedeți, până când prinzi o matcă împerecheată, sunt niște etape destul de grele de parcurs. Mai întâi să fie momentul optim pentru ca să iasă la împerechere, de regulă până în 8 zile trebuie să iasă, după aceea își pierde apetitul. Nu se întâmplă asta, sunt ploi, etc. Te ține cu matca blocată. Bun. Dar atunci începe perioada grea, pentru că urmează de la 8-a zi încolo, ea să nu mai fie atât de încântată să iasă la împerechere. Albinele încep să o agreseze. Vedem de foarte multe ori situații în când o strângem. Dacă continuă să nu mai iasă, chiar o și omoară. Și asumă riscul ăsta. Foarte greu de... O încercare foarte, foarte mare, pentru că rămână fără matcă, pe urmă se besmeticește, urmează să o albina. Ea n-ar vrea să întâmple chestia asta. Noi am și arătat o situație în care s-a besmeticit și am văzut că am și reușit eu, că am băgat o altă matcă. Rar se întâmplă ca o matcă neîmperecheată să fie acceptată, a fost acceptată. Se pare că s-a apucat de otul, prelua controlul, l-am arătat într-un filmuleț recent. Ei bine, dragilor, mă întorc și spun că am folosit ideea asta de a le duce la etaj măcile pentru împerechere. Poate acolo am greșit un pic, am lăsat cam mare densitatea, deci trebuia mai rare. Uite, avem spațiul ăsta destul de mare. Nu le mai putem schimba acum, că în momentul în care le schimb ca poziție, puțin albină călătoare care s-a format, o pierdem. Nu o pierdem în van, pentru că între timp trebuie să spun un lucru, tot la o vecină se va duce. Poate chiar o să facem, mai ales pe cele care sunt mai bine populate, cu o albină tânără, să le aducem mai încoace, da? Și să le mai răsfirăm un pic, să nu mă lăsăm densitatea asta. Cele care au mai multă albină tânără, care n-a ieșit la zbor, da. N-are, să spunem, frământări de astea că chipurile își pierde orientarea și așa mai departe. Și în general nu este albina, uitați-vă, nu este albina când are la ce. Tu, Fănică, când ai colectat polenul, spuneai, din păcate, zice, găsesc și familii unde e foarte puțin polen, chiar câteva fire. Da, câtă vreme ele au polen acolo și n-au unele familii, mi-ai spus că chiar ai găsit polen destul de mult. Da. Da? De ce? Acelea au în creștere puiet mult. Noi ne putem da seama de să spunem, calitatea mărcii și de ritmul în care se dezvoltă dacă vedem, avem sau nu polen. Ei bine, când nu avem polen, acolo e o problemă. Un astfel de motiv te face să te oprești la familia respectivă,
Vezi, eu tu poți oferi șansa asta să știi dacă în interior se întâmplă ceva. Și din colectarea polenului. Deci polenul nu numai că ca, să spun, importanță economică îl vedem, ci și ca un test pe care îl avem la dispoziție sau ca o informație pe care ne oferă. Avem polen, e treaba bună. Nu avem polen, e treaba proastă. De aceea ți-aș propune de acum, când treci cu, o să numerătăm toți tupii, și în momentul în care treci și le colectezi, pe caietel să spui, n-am polen la numărul ăsta, la numărul ăsta n-am polen, ca pe mine să mă trimiți în felul ăsta a doua zi, să cercetez de ce nu avem polen. Deci polenul este un indiciu clar că acolo ceva nu e în regulă. Fie că matca e proastă, fie că se pregătește de roit și nu mai are nevoie de creșterea larvilor, ci e un număr mai mic, deci este o problemă. Până la a noua zi, el are nevoie de mult polen. Până când îi pune căpăcelul acela deasupra, da? Deci are nevoie de polen, pentru că e pâinea. Larva se hrănește într-un amestec de lapte de pșor de matcă cu polen și miere. Să facem gușa ei preparatul acesta, numai de ea știu concentrația respectivă și atunci lipsa polenului este un indiciu despre ce se întâmplă acolo. De aceea vom avea și această sarcină. Vei avea și această sarcină. Deci, pe scurt, observ de la o zi la alta că încep să intre în problematica aceasta a creșterii familiilor de albine, încep să înțelegi fenomenul care nu e deloc simplu, fănică. Nu, observi că este foarte complex. Nu seamănă ca, să spunem, când crește o vacă și muți țărușul de aici colo. Este cu totul și cu totul altceva, este o știință. Iar proful online a făcut din asta o știință, hai să spun, în creșterea familiilor de albine, în noua tehnologie, ce înseamnă asta, da? După noua tehnologie asta, care mi-a aparține, a cărui inventatori sunt, de fapt. De aceea, tinerii mei, cei care se ocupă de creșterea familiilor de albine și au intenții din ce în ce, se informează întâi. Trebuie să înțelegi fenomenul. Iar filmele, sute de ore de film care sunt puse pe internet din 2010 și iată și acum, spuneam și ieri, câtă treabă am eu de făcut, iată că roiul ăsta m-a făcut acum să renunț și să mă ocup de problema asta și să mai fac încă o dată informare pentru prietenii mei tineri apicultori. Cam 20.000 de abonați sunt la Prof Online, 20.000 de abonați, când eu dau un prim semnal, o primă informație, acești 20.000 primesc semnalul că proful online a mai pus ceva. Și de aceea spun încă o dată, apicultura este cea care atrage atenția cel mai tare. Pe YouTube, aici am cele mai multe accesări dinspre apicultură. Și spun, pentru a reuși trebuie să te informezi foarte bine, iar eu nu fac economii din tot ce înseamnă nevoia de a vă informa în fiecare clipă. Nu stau pe gânduri. Vă spuneam și ieri cu crucea aceea în spate, cu tabla aceea improvizată. Asta e crucea mea, crucea informării, pe care mi-o duc până la capăt cu tot dragul. Așadar, în momentul de față am decis că nu acolo este. Ce facem acum? Fănic, am să iau o ediță. Să punem cele două rame. Să vedem dacă avem matca. Obiectivul numărul 1 este dacă am reușit să luăm matca de acolo. Dacă n-am luat matca, n-am făcut nicio afacere. Așa că mă duc, iau o roiță, o să o punem. Apicultură modernă. Deci într-un loc de răpăneam, unde nimeni nu dărea doi bani pe chestia asta. Proful online a găsit o soluție și, mă rog, valorifică. Aranjând stupina în această zonă. În această zonă. Uite cum facem. Vezi? Mai întâi am să iau prima ramă. O mișcăm cu foarte multă grijă. Să le arătăm prietenilor noștri cum am procedat. Ai bătut un cui repede,
da? Și aici cu o bucată de sârmă am fixat această prăjină, să zic așa, o bucată de lemn. La țară acolo găsește o prăjină chiar mai lungă decât asta a noastră. De 4-5 metri, depinde de înălțime. Și, dragule, în stupina ta așa trebuie să procedezi pentru a-ți recupera roiul. Tu te cațări prin copac, că n-ai tu nicio șansă ajungi printre crești, printr-un salcâmp de la... El de regulă se duce tot mai sus și nu te ține nimic. Însă așa ai o șansă imensă pentru a-ți recupera roiul. Da. Deci ce am făcut acum? Scot sârma aceasta cu multă grijă. Spuneam, mă frământă foarte tare să văd dacă am matca deja luată. Deci dacă matca este sau nu pe ramă. Să știi, cu toate că sunt largi, cu toate că sunt așa, îndată părăsește. Trebuie să fie... Nu-i principal, e secundar. La secundar ar trebui să fie mai multe roiuri. Iată, plânge el, nu o are și e foarte necăjit. Nu-i nimic. O să vedem în continuare. Poate e pe rama cealaltă. La roiuri se văd, pănică, nu? Iau mai aproape, așa, perpendicular, uite-le. Și să vezi larvele care... Prietenii noștri văd. M-am uitat pe filmulețul de ieri. Așa frumos văd acei păduchi. Temelile varoa care... Sunt mai multe. Noi ne uitam la una și erau 3-4. Și au fost prinse în un obiectiv de tine. Așa, dragilor, punem rama aici. Fac același lucru și cu rama asta. Iată-l, și-a pierdut contactul complet, e nebunit. S-aude zumzetul. Nu-i trebuie nimic. S-ar putea să fie matca pe partea asta. Că nu așa se manifesta când era în contact cu ăsta, cu rama asta. Deci vezi, ăsta e plânsul specific când nu mai au matca. Totul este matca. Deci ele știu foarte bine că fără matca n-au nicio șansă. Și atunci... Lipsa ei este motivul cel mai puternic de supărare. Până în momentul în care decide că o parte din albin s-a pus și de ouat. Și atunci se produce așa zisul, așa zisa besmeticire. Adică ceva nu e în regulă, că din ouăle acelea vor ieși numai trântori. Dacă în momentul în care vii cu rama de aici, albina tace, este un semn bun. Dacă va plânge în continuare, este un semn rău. Dar eu sper să găsim și matca. Pentru că prietenii noștri trebuie să vadă concret ce anume trebuie să urmărească în momentul în care au recuperat. Că dacă ai recuperat albina și nu ai recuperat matca, n-ai făcut nimic. Ăla oricum pleacă. Ia să vedem în continuare. Uitați-vă, dragilor, cum umblăm cu mâna prin galbină. Nu se întâmplă nimic. Uite așa, acum o vă punem. Am luat-o din mijloc ca să am stabilitate, să pot duce. Păi, numai la asta nu mă gândeam, că astăzi mă ocup de așa ceva. Și aveam un plan foarte precis. Măi, mă duc acolo repede, mă apuc de treabă. Fănică, tu faci asta, faci asta. Ți-am dat proiectul, nu? Pentru ziua de azi.
programul zilei de azi. Da. Și uite cu cine am lovit. E șansa prietenilor noștri să-l vadă pe proful online cum să le explice cum pot recupera un roi. Iată. Acum trebuie să am răbdare și să descoper dacă am sau nu matcă. Dacă am matcă, totul s-a rezolvat. Dacă nu am, e zero. Va pleca în scurtii. Eu o să o scutur pe asta, care nu are... Uite cum plânge fănică, cât e de trist. Da? Cât e de trist. Plânge pentru că nu mai are matcă. Sau că matcă a rămas acolo. Și noi o să băgăm prăjinaș și să ne ducem mai din nou. Motul. Da, ne ducem la nasul ei din nou și încercăm să recuperăm. Nu are, degeaba. Dacă ar fi, atât ar fi de potolit și de mulțumit. Eu nu-ți povestesc. Dar nu are. Luăm și rama asta altă. Să mai cercetăm o dată, deși asta am cercetat-o. Dar el n-ar plânge. Sigur, un motiv este și că este casă nouă. Nu asta pe care și-a ales-o el, ci altceva. Acolo era casa lui. Să spunem așa, o casă provizorie. E? Băi, eu le-am stricat planul acum, le-am deturnat din tot ce era demersul lor făcut pentru ca să-și vadă de treaba lor. Sperăm ca să le convingem că este lucru cel mai bun. Au scăpat de problemă. Urmea după, din clipa în care s-a așezat acolo, un grup să plece de cercetar și să găsească spațiu definitiv, spuneam, un horn, o scorbură, un stâlp de telegraf care are o spărtură acolo și s-a băgat în interior. M-a sunat recent o doamnă din București, spunea, domnul profesor, știți, avem aici un roi, sunt la etajul 7, o pătruns ăsta nu știu unde, cine facem, cum facem aici ca să scăpăm de el? Doamne, dar eu sunt din Bacău și dacă ar fi din București, chiar din București, n-aș avea, cum să vă pot eu scăpa de roiul ăla? Păi, dar ce trebuie să facem? Păi, el a găsit acolo o zonă și s-a stabilit acolo, ce să vă spun, nu rămâne decât să-l omorâți. Acum, cine să... Păi, găsiți o soluție cu pompieri, cu nu știu ce, și îl scăpați de ea. Deci, problema asta a roirii naturale e o problemă complicată și pentru vecini. Sau pentru cei la care, sau cei la care albina va ajunge. Nu-i deloc simplă treaba. Și așa că ele plâng din toți rărunchii. E o tristețe cum nu-ți închipuri. Le lipsește comanda. Mai vedem o dată dacă se află sau nu pe asta, dacă nu o scuturăm pe ea. Iată, am găsit-o. Gata, a început să se liniștească asta. Vă spuneam că este o matcă tânără, neîmperecheată, dragilor. Iată-o aici. E Victorie. Dacă ar fi fost mai multe mărci, totuși dintr-un nucleu plecat, să știi, fănică, că în mod normal, ea se împerechea până la momentul ăsta, dacă ar fi fost mai multe. Că lupta pentru ca ea să fie șefă, o determina ca să stabilească o discuție cu un grup de cu trântori și să le poată păcăli pe celelalte ca
să reușească să împerecheze până la momentul ăsta, până la ajungerea în locația asta. E bine, o avem, gata, ne-am liniștit. Suntem siguri că am rezolvat problema. Nu mai scuturăm. Acelea, dacă rămâne acolo, înseamnă că m-au omat. Mai am văzut una. S-ar putea să mai fie o matcă. De dragilor, în clipa asta îl punem pe poziție. Va ieși matca să vă împerechea. Totul e rezolvat. Este minunat. Iar acolo am să mai pun o prăjină fănică cu o ramă și să vedem dacă mai urcă, mai coboară albina acolo sau nu. Dacă nu are nicio matcă, va coborâ, că nu are nicio orientare. În definitiv, chiar ea va pleca de acolo, că nu are motiv să rămână. Dar, ca să o ajutăm, și cu albina care va coborâ, o vom pune tot aici. Încât vom avea aici trei rame, da? Ele au fost agitate foarte tare, pentru că matca a schimbat poziția. Dacă observi, ușor, ușor se potolesc așa, nu? Ușor, față de starea aceea când luam o ramă în mână, încep să se liniștească. Și lucrurile se rezolvă foarte bine. Ce vreau să vă dau, John? Mă bucur că am făcut și acest lucru. Din nou, un filmuleț foarte bun, nu? Împotriva ritmului meu de treabă și multe probleme, și așa asta constituie pentru mine o mare satisfacție că v-am oferit încă o informație importantă, aceea cum recuperăm un roi. Cum recuperăm un roi? Care este tehnica? Ce anume? Că la un moment dat, cu ani în urmă, cred că prin 2012 sau 2011, găsisem un roi și l-am scuturat, fănică. Și când era pe o creangă de salcâm și l-am tras, o rup creanga și au râs ăștia toți apicultorii. Băi, profesori, băi, așa se recuperează, trebuie roiință, trebuie nu știu ce. La momentul în care te afli acolo, găsești soluțiile de moment. Știu cum anume. Astăzi am procedat într-un mod profesionist. Cu rama acolo, nu m-am cățărat cu lada în mână, nu? Ieri, când am avut posibilitatea să scuturăm, ai văzut cum am făcut-o. Creanga a fost la îndemâna noastră, ai pus lada tu, ai ținut-o în mână și am dat odată și a căzut albina toată. Simplu. Roiul l-am văzut acolo, pus în roiniță. De ce roinițele acestea nu le folosesc încă la biostupi, care ar fi fost cazul să le folosesc? Știți bine, am mai povestit, eu meram rame 3 sferturi și nu am crescut rame pentru jumătăți, ca din două jumătăți fac o ramă întreagă să pot folosi roinița asta. Așa că am găsit soluția și asta. Sper să ne descurcăm. Să creștem și câteva rame în vara asta, de jumătate. Așadar, fănică, ce fac acum? Ce crezi tu că fac? Decât caut o bucată de folie, pun folie. Deschidem rampa de zbor. Deci, important, deschidem rampa de zbor. Și o să pun într-o poziție acolo. Au ca acum. Iată, fănică. Câte frumos. Păsările cerul, extrem să ce alerta asta. Ieri am găsit, dragilor, mai multe rame capcane care pe care le-am decupat și am pus preva pe stup în spate, iar vrăbiuțele fac treaba cea mai tare. Fiecare e cercetată și scot larva de acolo, o consumă. Uite cât de frumos. Așadar ne rămân făgurei perfecți. Uite, fain pe aici, da? Frumos, foarte tare. Așa se întâmplă dacă dăm și la găinuși. Le dăm asta acolo, imediat. Dar găinile, știi ce fac? Mănâncă cu tot cu ceară. Adică, ce să spun? Când dau așa ceva de așa ceva, știi, care merg după o râmă, după nu știu ce, fiecare, asta este
Ei bine, acum ele, păsările, vrăbiuțele, s-au ciripind. Le-am făcut o mare bucurie. Dar și căței, mă, o să-ți arăt acum, dacă rup asta la căței, să vezi cum mănâncă complet făgureaua. Trebuie să vă arăt și asta, dragilor. Nu prea sunt încântat când mănâncă cu tot cu ceară, nu? Câinii, căței nu aleg. Dar așa, am așa o baftă, am o stână de câini. Nu? Cei 5 erau 6 la un moment dat, unul nu l-am mai văzut. 5 căței și cu 3 mari, 8. Băi, trebuie mâncare aici, mă falimentează. Aș bine și cu câine, mă duc la sapă de lemn. Așadar, o să le arăt și asta. Ieri am avut, cred că vreo 10 făgurei de astea. La nala căței, erau fericiți, mă, foarte tare fericiți, nu mai... Mă lătrau într-una, adică era o formă de mulțumire, zic eu. Așa interpretez. Și o parte le-am lăsat deoparte pentru păsărele. Și acum le-am văzut, am venit și să-ți arăt asta. Le putem întoarce pe partea cealaltă până una alta. Și păsărelele lor ciugulii. Acum să aduc bucate de folie și cu un capac. Da, dragilor, am arătat concret cum recuperăm un roi, cum îl punem în spațiul respectiv, ce aveți voi acolo, o roiniță, o ladă, indiferent care, cum. Și important este să fiți sigur că ați recuperat matca. Nu e matca bătrână, deși una, înseamnă că știi ce mă aștept? Să fie ieșit dintr-unul din roiurile de acolo. Dar au ajuns în zona asta. Așa cum am văzut că o sărit peste zid, e mai ușor de înțeles că de pe undeva de pe acolo o plec. Da. Știi că aveam... Vino cu ei aici puțin mai pe aici. Ia să mergem aici. Nu cumva o plecat de aici. Am avut așa curși. De aici plecasele ăla pe care l-am recuperat și am pus la locul lui. Nu-i plăcut spațiul ăsta. Aici n-am plecat că uite, chiar are niște mărci puse în bigudiuri. Stă, are cel puțin una, dacă nu are mai multe mărci, nu-i de aici. Avem și unul în partea asta. Să fi plecat de aici, ia să vedem. Nu, n-a plecat de aici. Dovadă că este în Calbina. Da, am zis și eu. Eu am impresia că de prin zona asta, zici. De prin zona asta, bănuiești tu. Da. Dar asta, știi, presupune acolo un lucru. Acolo am impresia unde e mai puțin albină la Urdiniș. Pe aici, undeva, zici tu? Dincolo. Aici? Da. Cam în zona asta. Poate ai dreptate. Da, uite, vezi, acum s-a adunat albină de acolo, fănică. Albina a rămas, uite, o văd cum se ridică. Albina a rămas fără matcă și n-are decât soluția asta să le întoarcă înapoi. De aici a plecat. De 100% a plecat de aici. Vrei să studiem? Deci ce ar trebui să fac? Să desfac stupul ăsta. Să vedem aici dacă sunt mai multe măci. Timpul. Timpul? Da.
Deci, vine timp, ia timp mult. Timpul, da? Acum. Băi, ce mi-ai făcut, băi? Eu mă uitam la tine și zic, ai dreptate. Dar este de aici. Că văd Albina care se întoarce acasă. Deci Albina se întoarce acasă de la spațiul respectiv, a rămas fără matcă. Se ridică acolo. Poți să intri un pic să filmezi și vei vedea cum se desprinde Albina.